prieteni, am vorbit într-unul din episoadele trecute despre interdicția femeilor de a intra în Muntele Athos. Și sigur, eu, bărbat, am justificat, am spus că este dreaptă această decizie a monahilor în istorie, o decizie de a ține la distanță partea feminină. Acum să știți că există mănăstiri în care și astăzi, nu doar în Muntele Athos, și astăzi nu, femeile nu au voie să intre și aici în țară, la noi și în alte parte, dar există și mănăstiri în care, în afară de preot, nu intră niciun alt bărbat, ca reguli de viață monahală. Conversația asta legată de interdicție, de diferența dintre bărbați și femeie, dintre, știu eu, între ghilimele, iertați-mi trivia, un aparent misoginism sau un machism, un anacronism, o gândire de ev mediu a Bisericii Ortodoxe, cred că e bine să lămurim câteva lucruri legate de umanitatea deținută în comun. Dumnezeu îl face pe om bărbat și femeie. Sigur, există două relatări, două momente, două reluări ale aceluiași fapt, al creației omului, în care Dumnezeu zice să-l facem pe om după chipul și asemănarea lui. Și mai târziu, la câteva versete mai încolo, referatul biblic zice și l-a făcut bărbat și femeie. Iar reluarea creației, zidirii femeii, visul somnului Adam, desprinderea din coastă și a făcut lui Dumnezeu ajutor pe măsură. Cuvântul ajutor folosit în textul biblic se traduce în textul ebraic, s-ar traduce, parafrazez. I-a făcut lui ajutor pe măsură, neînțelegând aici că femeia este o creație de mâna a doua. Ajutorul este ceva auxiliar. Ci i-a făcut ajutor înțelegându-se prin acel cuvânt ajutor ca ea să facă ceea ce el, bărbatul, este incapabil să facă. Și adesea același cuvânt este pus în relație foarte clară în relația dintre Israel și Dumnezeu. Dumnezeu este adesea, vine în ajutorul lui Israel, împlinind ceea ce poporul lui Israel nu este în stare, nu este capabil să facă. Tipul de ajutor pe care îl primește bărbatul prin femeie este tipul de ajutor pe care Israel îl primește de la Dumnezeu. Femeia nu este o creatură de mâna a doua, dimpotrivă. Este de aceeași măsură, în parte aceeași umanitate. Natura umană este deținută în întregime și de bărbați și de femei. Numai că, sigur, astăzi subiectele acestea sunt oarecum controversate. Nu aș vrea să intrăm aici în nuanțe care intră în zona dreptului, este dreptul meu, este dreptul, e drept. N-aș vrea să intru aici într-o zonă alunecoasă fără a clarifica unele concepte în înțelegerea lor sănătoasă. Da, mântuirea vine, Hristos este Domnul, este bărbatul, dar mântuirea vine prin ascultarea unei femei, prin acceptul, prin acordul, prin contribuția unei femei, care este Maica Domnului. Feminitatea este restaurată, dar nu doar feminitatea este restaurată în Maica Domnului, ci umanitatea este arătată acolo ca potențială, ca posibilă, prin acel da, spus Îngerului, ca posibilă și contribuție reală la lucrarea pe care și la planul pe care îl avea Dumnezeu. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc!